Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu review-ul telefonului Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Acesta a fost lansat pe data de 13 august la Berlin, dar și în România, împreună cu noul Galaxy Note 5. Și la acel moment i-am realizat un preview, iar acum a venit momentul să realizăm review-ul final. Așa că, doamnelor și domnilor, acesta este Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Samsung Galaxy S6 Edge Plus este varianta mai mare și îmbunătățită a lui Samsung Galaxy S6 Edge. Diagonala sa a fost mărită semnificativ de la 5,1 inch la 5,7 inch. În ceea ce privește designul, nu întâlnim mari schimbări, cu excepția marginilor din aluminiu care au un alt fel de finisaj. Acestea arată mult mai bine și nu mai sunt atât de tăioase. Pe partea din față întâlnim ecranul de 5,7 inch Super AMOLED QHD la o rezoluție de 1440x2560 de pixeli, densitatea sa fiind de 518 pixeli per inch. În continuare găsim earpiece-ul, senzorii, logo-ul Samsung, un LED pentru notificări și camera de 5 megapixeli ce poate filma la o rezoluție maximă de 1440p cu 30 de fps. La bază întâlnim cele două butoane capacitive Back și Recent Apps, între ele situându-se butonul Home ce are și senzor de amprente integrat. Ecranul este curbat pe margini și dispune de protecție Corning Gorilla Glass 4. În partea stângă întâlnim butoanele de volum, în partea dreaptă întâlnim butonul Power, partea inferioară găzduiește jack-ul audio de 3,5 mm, un microfon, portul micro USB 2.0 și difuzorul, în timp ce partea superioară găzduiește slotul pentru nano SIM, un microfon și nimic altceva. După cum probabil ați observat, portul infraroșu întâlnit pe Galaxy S6 Edge a dispărut, ceea ce reprezintă un dezavantaj pentru anumite persoane, iar printre acele persoane mă număr și eu. Pe partea din spate întâlnim camera de 16 megapixeli cu deschidere f1.9 și stabilizare optică ce poate filma la o rezoluție maximă 4K. În continuare găsim LED flash-ul împreună cu senzorul de puls și logo-ul Samsung. Bineînțeles, spatele dispune și el de protecție Corning Gorilla Glass 4. Telefonul măsoară 154,4 mm în lungime, 75,8 mm în lățime și 6,9 mm în grosime, astfel fiind cu 0,1 mm mai subțire decât Galaxy S6 Edge. Acum haide să trecem la interior. Aici întâlnim un procesor Exynos 7420 octa-core, ce conține un quad-core Cortex A53 tactat la 1,5 GHz și un quad-core Cortex A57 tactat la 2,1 GHz. Procesorul grafic este un Mali T760 MP8, memoria RAM este de 4 GB față de 3 GB de pe Galaxy S6 Edge, iar memoria internă este de 32 sau 64 de GB. Trecem la capitolul cameră. Cea principală are tot 16 megapixeli, dar a fost îmbunătățită. Fotografiile arată excelent, culorile sunt vii, iar suprasaturarea nu-și face deloc simțită prezența. Totodată, camera dispune de stabilizare optică și deschidere f1.9. Evident, avem și un mod pro ce ne ajută să realizăm fotografii la o calitate foarte ridicată. Putem ajusta o mulțime de setări, cum ar fi balansul de alb, sensibilitatea ISO, expunerea, focusul și mai nou putem regla shutter speed-ul. Telefonul poate realiza înregistrări video la o rezoluție maximă 4K. Videoclipurile arată excepțional, nu întâlnim suprasaturarea, iar stabilizarea optică își face foarte bine simțită prezența.
Camera frontală are 5 megapixeli și este numai bună pentru selfie-uri de înaltă calitate. Aceasta are un unghi de cuprindere foarte larg, deschiderea este f1.9 și poate realiza videoclipuri la o rezoluție maximă de 1440p cu 30 fps. Sistemul de operare este Android 5.1.1 Lollipop cu interfața celor de la Samsung aplicată peste. Dar cât de curând va primi update la cea mai recentă versiune Android, și anume 6.0 Marshmallow. Pe partea de browsing stăm foarte bine, rezultatele sunt găsite rapid, iar textul arată foarte bine datorită ecranului de 5.7 inch QHD. Rețelele Wi-Fi suportate sunt cele de categorie A, B, G, N și AC. Ca senzor avem accelerometru, giroscop, senzor de proximitate, busolă, barometru, senzor pentru măsurarea ritmului cardiac și senzor de amprente. În ceea ce privește senzorul de amprente, acesta funcționează foarte bine, amprenta fiind recunoscută rapid. Revenind la ecran, după cum am spus mai devreme, acesta are 5.7 inch, o rezoluție QHD, 1440x2560 de pixeli și o densitate de 518 pixeli per inch. Arată absolut spectaculos, totul este foarte bine detaliat, imaginile parcă ies din ecran. Este o plăcere să vizualizezi imagini, videoclipuri și filme de foarte bună calitate. Pe lângă asta, marginile curbate îi dau un plus de design telefonului. Și dacă tot am ajuns la margini, în mare parte funcțiile au rămas aceleași. În continuare putem accesa lista cu 5 contacte favorite și 5 aplicații favorite. Pur și simplu facem swipe de la dreapta la stânga pe acea bară. Pe partea de gaming nici nu se pune problema. Totul arată absolut superb, jocurile rulează impecabil, iar ecranul performant îți oferă o experiență de gaming excepțională. Telefonul poate rula orice aplicație sau joc fără nicio problemă. Bateria asta este o unitate litiu-ion de 3000 mAh, ce oferă o autonomie bună. Cu o utilizare normală am ajuns la aproape 10 ore, ceea ce este foarte bine având în vedere că avem un ecran mare de 5.7 inch QHD. Acum a venit momentul să vedem rezultatele obținute de către Samsung Galaxy S6 Edge Plus în testele de benchmark. Începem ca de obicei cu AnTuTu, unde am obținut un scor uriaș de 71.920 de puncte, în Quadrant Standard am obținut 30.776 de puncte, în 3D Mark am obținut 1.110 puncte, în Benchmark Kicks am obținut 36.565 de puncte, în Geekbench 3 am obținut 883 de puncte în testul Single Core și 3.782 de puncte în testul Multicore. În continuare am obținut 21.014 puncte în CPU Prime Benchmark și 30.650 de puncte în 4G Mark. Acestea au fost rezultatele obținute de către Samsung Galaxy S6 Edge Plus în testele de benchmark. Niște rezultate foarte bune după cum era de așteptat. Samsung Galaxy S6 Edge Plus costă 3297 de RON la quickmobile.ro și 3299 de RON la emag.ro. Telefonul folosește în 4 variante de culoare și anume White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum și Silver Titanium. Dar bineînțeles, linkurile sunt în descriere, astfel puteți vedea fiecare variantă. Cam atât cu acest video, acesta a fost review-ul telefonului Samsung Galaxy S6 Edge Plus, varianta mai mare și mai puternică a lui Samsung Galaxy S6 Edge. Și cam atât cu acest review, în continuare eu vă invit pe site-ul abertech.ro pentru mai multe detalii despre telefon sau despre orice altceva din domeniul tehnologiei. Noi ne vedem data viitoare!